Hai spune-mi tu, spune-mi de câte ori ți-ai spus că viața nu e dreaptă în vreun fel și te-ai simțit în plus. Hai spune-mi tu, cât ai îndurat până te-a răpus atunci când în sfârșit ai obținut ceea ce ți-ai propus. Și totuși cu toate astea ai spus că ți-a fost de ajuns, că ai realizat într-un final că omul nu e un produs. Respectul se câștigă precum un premiu de concurs. Ambele au în comun niște etape de parcurs. Adorm acum, doar pentru ca mai apoi să mor în vis, să mă trăiesc printre voi, rămâne scris tot ce scriu acum pe foi. Mă lupt cu sinele, deci ducem un război în noi. Am adormit prea târziu ca să mă mai trezez la timp. Îmi dorm nopțile ziua, cântoiul nopții mă plâng. Vânesc fantomele astea care nu mă lasă să dorm și mă inspiră să scriu. Harul ăsta nu cere somn. Sunt un copil bătrân care a uitat să trăiască. O să-mi trăiesc tinerețea, poate în altă viață, poate chiar și în asta, dacă mi-a curs nu o șansă. Că am învățat să nu-mi pese de cei cărora nu le pasă. Sunt nopți în care nu adorm, și nu pentru că n-aș putea, ci pentru că n-am somn. Sunt zile în care scriu despre așa cum sunt, nu despre cum aș vrea să fiu. Pentru că deja sunt, doar că mai trebuie să mă descoper. Așa a fost și în trecut, dar spui că m-am pierdut la poker. Oricare zâmbet fals în spate e un suflet de joker. Am devenit vulnerabil și acum trebuie să mă acopăr. Hai spune-mi tu, spune-mi de câte ori ți-ai spus că viața nu e dreaptă în vreun fel și te-ai simțit în plus. Hai spune-mi tu, cât te-ai îndurat până te-ai răpus atunci când în sfârșit ai obținut ceea ce ți-ai propus.